Mini-bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Hunedoara s-a bucurat astăzi la Brad de un real interes din partea locuitorilor din această zonă dornici să își găsească un loc de muncă. Cei 25 de agenți economici prezenți la bursă au oferit peste 300 de locuri de muncă în diverse domenii, iar dintre cei 573 de participanți, 39 au fost încadrați pe loc și 91 au fost selectați în vederea angajării. Mini-bursa locurilor de muncă va continua în 25 aprilie la Hațeg și în 26 aprilie la Orăștie. Interes neașteptat de mare din partea locuitorilor din zona Brad pentru mini-bursa locurilor de muncă demarată astăzi la Brad. Peste 500 de persoane, șomeri sau doar aflate în căutarea unui loc de muncă, au analizat ofertele celor 25 de agenți economici care au pus la dispoziția doritorilor mai bine de 300 de locuri de muncă vacante. Interesul a fost cu atât mai mare cu cât agenția județeană a venit cu o serie de servicii și în sprijinul adolescenților din anii terminali. Am numit-o mini-bursa locurilor de muncă, dar așa după cum vedeți se pare că nu mai este o mini-bursă. Avem în acest moment 25 de angajatori cu 305 locuri de muncă vacante care participă la evenimentul nostru. În parteneriat cu Primăria Brad am primit sala unde ne desfășurăm activitatea și am organizat acest eveniment. Sigur că la finalul evenimentului vom vedea exact rezultatele, dar oamenii sunt interesați să-și caute un loc de muncă, sunt interesați să se înscrie, sunt colegii mei la cursul de formare profesională, iar în sala de lângă avem sesiunea de consiliere a elevilor care peste două luni termină școala și urmează să-și ocupe majoritatea un loc de muncă. Colega mea de la informare consiliere le acordă servicii, învață să-și facă un CV, o scrisoare de intenție și pe urmă vor discuta și ei, va fi o primă discuție cu angajatorii. Este o acțiune extrem de importantă. AJOFM-ul a asigurat condițiile pentru ca nevoia de forță de muncă și cu forță de muncă efectivă din zona Bradului să se întâlnească, să se pună de acord, să se găsească soluții pentru ca oamenii să aibă locuri de muncă. Am fost la feliat, am făcut covrigi, am făcut pâine, am făcut de toate. Se pare important ceea ce fac cei de la AJOFM Hunedoara? Da, mi se pare important. Tu ești în șomaj acum? Nu. Nu ești în șomaj, totuși ai venit la bursa locurilor de muncă? Da. Văd că sunt două meserii care ar trebui să fie cumva la îndemâna oricui, barman și bucătar. De ce credeți că sunt probleme și nu găsim locuri de muncă sau nu găsim oameni care să aleagă aceste meserii? Nu știu, probabil că li se pare prea greu sau programul poate prea lung sau statul picioare. Nu știu, lucratul cu oamenii e un pic cam greu. De cât timp căutați muncitori? Vreo 3 luni, de la începutul anului, 2 luni jumătate. Am mai găsit, dar tot așa ori venit și ori plecat. De ce nu aveți brutar? Nu știm exact care e motivul. Eu personal și lucrez, chiar îmi place, dar nu găsim. E foarte greu. Aici este momentul cel mai delicat posibil ca ceea ce știe să facă omul să se completeze perfect cu ceea ce își dorește angajatorul. Aici ar trebui, cred eu, AJOFM-ul să găsească soluții pentru ca oamenii să aibă cursuri cât mai multe puse la dispoziție, să se pregătească, să fie cât mai bine pregătit în plan profesional, ca angajatorul să aibă de unde să selecteze forța de muncă. Este un proces permanent, este un proces foarte complex, mai ales în societatea actuală în care s-ar părea că și oferta de locuri de muncă este tot mai scăzută. Și mai ales, foarte, foarte important, nivelul salarial. Pentru că oamenii cer două lucruri. Cer condiții optime pentru a-și desfășura activitatea la un potențial loc de muncă și obligatoriu un salariu care să asigure un nivel de trai decent. Cu toate dificultățile întâmpinate, agenții economici au selectat 91 de persoane în vederea încadrării și, în plus, 39 de persoane au fost angajate pe loc. Agenția va monitoriza, după un interval de 30 de zile, câte dintre cele 91 de persoane selectate au și fost încadrate în muncă. Mini-bursa locurilor de muncă va continua în 25 aprilie la Hațeg și în 26 aprilie la Orăștie.